Cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la inaugurarea castelului Peleș, familia regală a oferit o gală pentru a încununa munca și memoria strămoșilor casei regale. Cu această ocazie, majestatea sa Margareta, custodele coroanei, a conferit crucea casei regale a României doctorului Răzvan Duinea, școlii primare Gheorghe Asachi din Iași, la împlinirea a 190 de ani de la fondare și Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lungmușcel, la mai bine de 150 de ani de la înființare. În justificarea decernării distinției, custodele coroanei, principesa Margareta, a precizat: pentru că încă din primul său an a întruchipat dorința fondatorului dinastiei noastre de a asigura educația tinerilor prin buna pregătire a profesorilor lor, pentru a onora întregul său corp profesoral, dar și absolvenții care au adus apoi lumina nenumăratelor generații de elevi. Pentru că și astăzi reprezintă o instituție de elită a învățământului pedagogic românesc, ducând mai departe tradițiile temeiniciei, erudiției și culturalizării națiunii prin educație. Manifestarea s-a încheiat cu un dineu oferit de Casa Regală, unde s-au aflat și reprezentanții renumitei instituții de la Câmpulung.